Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a răstignirii Tale, în care pe cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe. Mă rog însă bunătății Tale cele nespuse, să mă învrednicești cu darul Tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patim pentru credința, speranța și iubirea ce le am către Tine, precum Tu, cel îndurat, ai răbdat pentru mântuirea mea. Întărește-mă, Doamne, ca de astăzi înainte să port crucea Ta cu bucurie și cu mare căință și să urăsc cugetele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristare de moartea Ta, ca să o simt precum a simțit-o iubita Ta Maică, ucenicii Tăi și femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă crucea Ta. Luminează-mi simțirile cele sufletești ca să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite când s-au mișcat la răstignirea Ta și mai vârtos cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și pocăit ce ți s-a plecat de L-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, și mie tâlharului celui rău, darul Tău, precum atunci L-ai dat aceluia, și-mi iartă păcatele pentru sfintele Tale patim. Și cu bună întoarcere și căință, mă așează împreună cu El în rai, ca un Dumnezeu și ziditor ce-mi ești. Mă închin crucii Tale, Hristoase, și pentru iubirea Ta către noi zic către dânsa, bucură-te, prea cinstită crucea lui Hristos, pe care, ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea. Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că ai ținut rodul vieții, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului, bucură-te, cheie împărătească ce ai deschis ușa raiului. O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări și câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre și pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia. Și fiindcă acestea ne le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de El. Și așa, numai spre folosul nostru ne pedepsește în această viață. De aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele și durerile câte ar veni asupra mea, să-mi mulțești împreună și răbdarea, puterea și mulțumirea, căci cunosc că neputincios sunt, de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneț, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra, cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul sfintei Tale cruci, căreia mă închin și o slăvez, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.